Haideți să vorbim un pic și despre Ucraina, domnule prim-ministru. 2 ani de război. Am avut mai multe întâlniri și am discutat despre asta. Cum analizați ceea ce s-a întâmplat acum, după ce au trecut 2 ani de război? Cum vedeți analiza a ceea ce a fost și mai ales dacă ne puteți spune cum credeți că e posibil să evolueze lucrurile, că nu prea e nimeni Mafalda, având în vedere ce se întâmplă în lume astăzi. Bun. Primul rând, vreau să întreb dacă ai citit cu atenție Crimă și pedeapsă, de mai multe ori. Dacă am... interviul cu Putin pe care l-a Sigur că da, făcut. l-am citit de la Tucker Carlson. Da. L-am citit, l-am urmărit, l-am și citit și așa mai departe. Mie mi se pare foarte interesant și cred că merită să fie examinat, poate cu un alt prilej, să-l Nu, 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 discutăm în vă rog, avem detaliu, timp, avem timp. pentru că, practic, multe dintre lucrurile pe care noi le discutăm sunt doar cele pe care le-am primit dinspre Occident în legătură cu Rusia, cu Ucraina și așa mai departe. Nu vreau să apăr în vreun fel operațiunea și agresiunea Rusiei, dar eu cred că trebuie să facem un efort să înțelegem lucrurile și să înțelegem și momentul în care ne aflăm. În ceea ce privește Rusia și conflictul de acolo, eu cred că ar fi important E să. ultima când cauți ceva, de obicei e ultima. Ultima. Nu. Nu este ultima. Da, vă rog. Nu, dar putem să facem. Vreau să vorbim un pic despre interviu. L-am urmărit cu mare atenție și mă interesează o analiza dumneavoastră apropo de interviu. Bun. Începem cu asta Da, atunci? la sigur, Ok. cu Deci, ce doriți. practic, Putin a încercat să explice rațiunile pentru care s-au pierdut momentele în care putea să existe o legătură mai strânsă între Rusia și Occident, așa cum a fost în secolul XIX, la începutul secolului XX, prima parte, primii ani. Și el explică și o anumită istorie a Ucrainei pe care, într-un fel, îi dă câteva lecții de istorie, sigur, unui om care nu este atât de În familiarizat America, cu în din american. America, dar, sigur, unele lucruri, după părerea mea, nu sunt neapărat corecte, dar ajung mai repede la perioada de după Războiul rece. distrugerea Uniunii Sovietice, desmembrarea Destrămarea Uniunii Sovietice. unui Și, URSS. practic, el spune, și asta cred că trebuie să ne îngrijoreze, după al doilea război mondial, Ucraina a primit pe lângă teritoriile care aparținuseră Poloniei înainte de război, o parte din teritoriile care aparținuseră anterior Ungariei și României. Deci România și Ungaria și-au pierdut o parte din teritorii care au fost date Ucrainei sovietice și ele rămân încă parte a Ucrainei. Deci, în acest sens, avem toate motivele să afirmăm că Ucraina este un stat artificial care a fost modelat după voința lui Stalin. Bun, deci, este de remarcat inteligența politică a lui Putin, care bagă bățul prin gard și care încearcă cumva să Le spune creeze polonezilor, românilor, românilor, ungurilor, iată, voi aveți niște teritorii pe de care vi le-a recuperat luat de Stalin și acolo. le-a trecut la Noi Ucraina am făcut sovietică. lucrul ăsta cu Donetsk și Lugansk, Cu Donbasul, cu da. Donbasul, ocupați-vă și voi. Deci, practic, el spune lucrul ăsta și Tucker Carlson, care a citit alte cărți de istorie, îi spune ceea ce este și există multe astfel de Ah, situații, chestia deși cu cred că multe Transilvania. națiuni sunt frustrate și de problema Transilvaniei. Are o grijă Tucker Să bage și cu. el Da. bățul prin gardă. Și apropo de asta, am adus să-ți arăt o carte ca să vezi ce înseamnă cum se face propagandă. Nu spun revizionistă, Propagandă în propagandă în general, da, general. la modul... Este o carte care se numește. Dați-mi, vă Da. rog să-mi o dați mie. Da. Trianon, Marcel Iancovici, este un cunoscut Regizor. regizor din Ungaria și a făcut această carte care nu are foarte mult text. Are Și în special. are multe poze și caricaturi. Are poze n-are, are caricaturi, desene Da. Într-una și. sunteți și Da. domnia voastră. Încă trebuie să mai. Ajungem acolo, da.
Așa, spuneți. Da, deci asta este o carte pe care ei au publicat-o și asta este genul de propagandă. Uh-huh. El arată frustrările din Ungaria în legătură cu Trianonul. Uh-huh. Și asta, spre exemplu, este o poză în care el arată 1 decembrie 2002 la hotelul Kempinski, când am sărbătorit Ziua Națională a României în Ungaria. Nu mai mi-aduceam aminte, da? Împreună cu premierul Ungariei, Peter Megyesi. Uh-huh. Și povestea asta a fost resimțită ca o umilință pentru Ungaria, faptul că a sărbătorit pe teritoriul Ungariei 1 decembrie 2002. Exact. Da. Dar nu, asta în sfârșit, asta mi s-a părut interesant mie așa în plan personal. Dar practic toată cartea are desene și caricaturi cu mesajele legate de Trianon și până la urmă de teritoriile pe care Ungaria le-a avut secular până la linia Carpaților și cu tot felul de povești, cu știu eu, iată, Romanian Banks also provided financial support. Poate discutăm support. O dată pe larg despre da. Asta și despre iată, carte. Dacia, provincia romană, Mihai Viteazu, deci toate momentele de istorie sunt aici. Privite însă din punctul de vedere... Am un asociat ungur la poezie, o să-i dau cartea să o... Adică e în engleză, nu e o problemă. Da, să s-o vadă, s-o vadă de bucurie. Nu, că nu ți-o dau, e să se uite, prețioasă. Glumeam, să, da. Se, uite la, să da. Se uite la caricaturi. Dar asta înseamnă să faci un material de propagandă ușor de asimilat. Este în engleză varianta asta, sigur că are variantă și în alte limbi. Noi n-am făcut niciodată nimic în ideea asta să răspundem. Asta, bun. Apropo de Putin, altceva important în acest interviu s-a legat de cei 2 ani care au trecut de la începerea războiului, domnule prim-ministru. Da. Analizele sunt interesante și chiar dacă nu ești de acord cu el, poți să vezi cum gândește pe anumite teme. Relația cu China, felul în care vede ordinea mondială. Felul în care a existat o anumită frustrare pornind din 2008, pe urmă din 2014, pe urmă în legătură cu Crimea, în legătură... Sunt o mulțime de elemente care sunt foarte interesante. Să încerc să văd dacă mai găsesc ceva. Iată. Apropo de aducerea unor militari străini. El spune din Europa. Ideea de a aduce soldați de Macron de și ieri lui Macron, da. Aș vrea să o comentați. El știa însă, este o provocare și o provocare ieftină. Nu înțeleg de ce soldații americani ar trebui să lupte în Ucraina. Ei sunt mercenari din Statele Unite, deci există luptă. Cei acum. Mai mulți mercenari vin din Polonia, cu mercenari din Statele Unite pe locul 2 și mercenari din Georgia pe locul 3. Ei bine, dacă cineva are dorința de a trimite trupe regulate, aceasta ar aduce cu siguranță omenirea pe marginea unui conflict global foarte serios. Deci, practic, ăsta este... Avertizează. Avertizarea în legătură cu faptul că dacă ar veni trupe, practic, chiar în plan bilateral... Intrăm în al treilea război mondial. Rusia poate să declare război țării respective, care își trimite trupele regulate. Mercenari? Ok, cum am trimis noi în Congo, de exemplu. Am văzut că s-a întâmplat. Dar asta este altceva. Deci, cred că ăsta este, de asemenea, un lucru care trebuia neapărat citit de aici. Interesantă această poveste, frustrarea Rusiei în legătură cu declararea rușilor ca naționalitate non-titulară în Ucraina. Este un alt aspect care până la urmă e vizat și pe români, apropo de politica privind identitățile de acolo. Da. Și practic, din Bucovina, eu cred, fără din să intru... Da, vă rog. Fără să intru în alte amănunte în legătură cu textul ăsta, care este... Bun, dar analiza dumneavoastră, cum vedeți tot ceea ce s-a întâmplat în acești 2 ani și care credeți că va fi deznodământul sau care va fi evoluția acestui război? Bun. Am mai adus un text aici interesant, La Défaite de l'Occident. Deci,
da. Destrămarea, distrugerea, înfrângerea. Este chiar o carte pe care o carte a lui Emmanuel Todd. Urmează să vină și mie de la Paris. Să mi se pare interesant, apropo de... Să o tipărim aici în România, limba română. Are, cred, am și citit. varianta online. Da. Vorbeam de o carte tipărită. Vreau să... Eu dau lui Dan Andronic să o tipărească la editură. Eu am scris la un moment dat pe blog unele caracteristici privind războiul ăsta și după 2 ani. Da, iertați-mă o secundă, că avem timp. Apropo de trupe și despre ceea ce spunea Putin în interviul lui Tucker Carlson, ați văzut declarația lui Macron, da? Ieri a fost făcută, din câte știu. Ieri sau alaltări, nu mai știu, la acea întâlnire la care a participat și președintele dumneavoastră, domnul Klaus Werner Iohannis. Toți cei de la masă au făcut o declarație, Iohannis Mucles, cum se spune la cornul, bănuiesc, la... Din când în când, foarte rar. De ce a declarat asta Macron? Care a fost? A fost o chestie gândită, regizată, provocatoare sau pur și simplu asta sunt gândurile celor care au stat la masa respectivă? Situația este destul de complicată. După 2 ani, Occidentul, ca să nu îl iau neapărat ca martor pe Emmanuel Todd, este într-o situație grea. De ce? Pe de o parte, resursele din colonii care au alimentat secolul XIX și prima parte a secolului XX, Europa Occidentală, s-au cam terminat, sau în orice caz fluxurile s-au micșorat foarte mult. Doi, unul dintre temeiurile pe care s-a realizat o anumită bunăstare economică în Occident au fost resursa de gaz, metan, venită din Rusia și de petrol, minereuri și așa mai departe. Plus piața de desfacere în Rusia. Dacă te duceai la Moscova, nu mai știu cum e acum, practic cele mai mari magazine sunt pline de marile firme din Occident. Deci și pentru consum. Bun, lucrul ăsta în Occident se schimbă în mod fundamental și problemele apar cumva fragmentat, dar până la urmă într-un mod treptat în diferite segmente de populație. Am văzut la Paris agricultori, apar în alte părți, alte categorii de populație. Deci bunăstarea care era până la urmă starea de calm din Occident și de stabilitate a Occidentului. Și de stabilitate, practic este afectată de război. De aici o anumită presiune pentru a închide acest conflict și a redeschide până la urmă unele dintre rezervoarele de bunăstare. Bun, problema este următoarea. Cine are curajul să spună lui Zelenski trebuie făcut o pace prin care să recunoști ca o parte din teritoriu să rămână la Rusia? Plus că asta creează un anumit precedent. O anumită recompensă pentru cel care trece granița și invadează o țară. Este practic imposibil. Iar pe de altă parte, a lăsa conflictul ăsta să continue în condițiile în care nu ai bani să alimentezi partea ucrainiană, vorbesc de americani, dar și de rezerva pe care o au occidentalii din Europa de a face acest lucru, oferă posibilitatea Rusiei să avanseze spre Occident. Și de aici speculații că nu se vor opri doar la Ucraina, că sunt vizate și spațiile din nordul Europei, da. Republicile Baltice, Moldova și așa mai departe. Și atunci... Macron vorbea de faptul că o să fie atacate 10 țări în următorii exact. Ani, ceea ce iar mi se pare o... Aici cred că este și o anumită presiune a lui Macron de a combate cumva ideile lui Trump pentru campania electorală și de a presa pentru o alternativă de armată europeană, astfel încât... Care să asigure securitatea... Europei în condițiile în care americanii practic s-ar dezangaja parțial Era o declarație și atât până la urmă. Și cererea către statele membre NATO să mărească banii pentru apărare. Bun, e o poveste foarte complicată, pentru că
practic, multe dintre țările din NATO știu că această creștere a bugetului pentru apărare va transfera resurse suplimentare către industria de apărare din Statele Unite. Da, sunt diferite analize. 70-80% din banii exact. Prin care s-au cumpărat armament. Și atunci, practic, există o anumită nemulțumire și de aici ideea de a consolida cumva sistemul de apărare european. Iar Macron a lansat povestea asta ca o formulă de test. Bun, nu cred că francezii... O să trimită vreodată trupe acolo, francezii eventual, să moară pentru Ucraina.